De formație este arhitectă, însă după ce a descoperit splendoarea bluzei naționale, s-a îndrăgostit de ie și a început să recupereze ornamentele tradiționale din tot spațiul românesc. Vorbim despre Ioana Corduneanu, autoarea blogului Semne cu Sute, unde plasează sute de motive ornamentale, oferindu-le gratis tuturor celor ce vor să-și confecționeze o ie autentică. După ce a salvat într-un album digital simbolurile splendide ale iilor, Ioana Corduneanu și-a propus să le ajute doamnelor să-și coase propria ie. Totul începe de la croială, spune ea. Asta este, de fapt, partea cea mai simplă. Pur și simplu se sfâșie patru bucăți de pânză identice și de acolo se începe. Există modele în cruciuliță, ușor de abordat pentru toată lumea, dar sunt modele complexe care îți cer 42.000 de cruciulițe, 60.000 de cruciulițe. Deci o ie are nevoie de răbdare și atenție și dragoste. Doamne de diferite vârste au venit la un masterclass susținut de Ioana Corduneanu la Muzeul de Etnografie din Capitală. Vreau să încep să fac cunoștință cu tradițiile și vreau o ie pentru mine să-mi fac. Să-mi fac ieia mea. Și nu pur și simplu așa artizanat, dar să fac o ie de acolo de unde vin eu. De unde? Din Ungheni. Și aș vrea să fie ie așa cum era la bunica și numai decât am nevoie de un specialist. Și sunt tare fericit că a venit Ioana la noi. Uneori Ioana Corduneanu vorbea despre ie în engleză. Era ascultată cu interes de o reprezentantă a delegației Uniunii Europene. Broderiile sunt extraordinar de frumoase, așa precum uluitoare sunt tradițiile respectate aici cu sfințenie. Sper că azi voi învăța să confecționez singură o ie. Este foarte responsabil să coși o ie. Ea este un monument al culturii noastre. Este o pregătire foarte serioasă către cea de-a treia ediție a festivalului ei, care se va desfășura de Duminica Mare, va întruni foarte multă lume îmbrăcată în ie. Ioana Corduneanu a salvat pe blogul ei sute de ei din tot spațiul românesc. Din Basarabia am început să recuperez pentru că a fost o zonă, cea mai dezavantajată zonă, și am reușit până acum 40. Motivele ornamentale recuperate de Ioana Corduneanu și plasate pe blogul ei sunt o ușă deschisă tuturor celor care doresc să exploreze zestrea moștenită din străbuni.